Hello, hello! Ce mai facem noi astăzi? Astăzi am locușor, un locușor aici, cam urâțel, pe care vreau să-l fac un pic, să-l transform. Blănițe peste iarnă făcute el așa, una mai înaltă care trebuie tăiată, pe aici au fost niște urzici, una alta, în fine. Acum vreau să îl transform și să fac un colț cu flori pe care mi l-am propus eu de astă iarnă. Așa și pentru care m-am gândit să folosesc în spate aici Solidago, care este o floare foarte înaltă și cu flori galbene. Să folosesc niște flori mov și am o lavandă, niște liatris. Asta este, asta le-am luat din grădină din spate, sunt sălbatice. Asta este o margaretă pe care am găsit-o pe la poartă și are ceva o ceapă. Ceva sălbatică. Și mai am niște răsaduri de aster. Sunt ele mai micuțe, dar nu contează, oricum ele sunt de toamnă, la fel și Solidago. Așa, aici am o lumânărică foarte frumoasă și un corcoduș pe care l-am încercat să-l mai tai, să-l transform cât de cât. Și cred că va ieși ceva frumușel până la urmă, dar haide să îi facem transformarea. Deci asta este înainte. Și hai să vedem și după. Gata, am făcut și stratul meu drag. L-am reparat un pic, nu mai am chestiile alea ridicate, așa să nu mai mă încurc în ele. Am bătut bine, chiar dacă nu le-am prins cu șuruburi, dar sunt bătute așa de vreo jumătate de metru. Așa, blănile astea sunt chestii foarte groase. Nu știu de pe unde au fost ele pe la casă, dar îmi plac foarte mult. Așa și, deci am pus, cum am zis înainte, în spate Solidago, înălțimea cea mai mare. Apoi am venit cu liatrisul și cu lavanda. Aici am o tufă foarte frumoasă de margarite sălbatice, plus bonus o chestie sălbatică, nu știu ce, usturoi, ceapă, ceva. Așa le-am găsit în drum. Aici răsadurile micuțe de aster, pe ăștia am să le protejez. Da, ziceam că am să le protejez pentru că am pisicile care mai trec ele în vizită pe aici. Da. Condurașii ăștia sunt simpatici. Am pus și două tufe de conduraș. Și acolo am o roșie. De fapt, două. Am pus două răsăduri de roșii. Sunt un soi cu pufuleț așa pe... Dintre toate soiurile mele, ăștia sunt singurile care au pufuleță, așa, parcă-s piersicuțe. Știu și soiul, dar nu-mi vine acum în cap, de la o prietenă de-a mea dragă. Așa, aici avem lumânărica asta care o să facă o țără umbră și în partea asta, la altă, tot așa am pus două roșii, asta nu știu neapărat ce soi sunt, o să văd. Am pus niște crăițe și condurași. Aici niște nemțeșori, nu știu dacă o să fie rămas cam vitregit el de soartă. Și aici, în premieră, am zis ca să pun dintr-un ghiveci un cerceluș. La noi l-am pus aici, am vrut să văd cum dă în grădină. În ghivece știu că dau bine, dar vreau să văd și cum dă în grădină și alături de roșii și alte flori. Dacă tot am scris despre faptul că putem cultiva legume și flori, am zis că o să amestec un pic și aici câteva roșiuțe. Dacă o să fie bine, mai punem. Dacă nu, nu mai punem. Oricum, cred că a ieșit destul de frumușel și acum să vedem cum va evolua. Și mi-e foarte, foarte, foarte drag. Foarte drag. Da. Bine, atunci, păi ne auzim.